Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis ieri interzicerea circulației pe drumurile naționale a tuturor tirurilor cu masa totală mai mare de 7,5 tone și care se deplasează spre zonele în care a fost emisă avertizarea de cod portocaliu de ninsori abundente și vânt puternic. Potrivit reprezentanților serviciului rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, măsura a fost luată astfel încât să se evite blocajele, iar utilajele de dezăpezire să poată interveni pentru a curăța drumurile de zăpadă. Începând de duminică, am instituit măsuri restrictive pentru autovehicule cu masă totală mai mare de 7,5 tone pe direcția Deva București, respectiv Simera Filiaș. Obiectivul acestei restricții este de a nu crea ambuteiaje în județele din sud, care sunt afectate de codul portocaliu. Șoferilor li s-au asigurat locuri de parcare în centrele comerciale unde pot primi alimente, apă, ceai sau asistență medicală. Care au în direcția Cluj, deci în partea Cluj, Târgu Mureș, Oradea, circulă. Cei spre sud nu circulă. Nu-i problemă, dacă vine până la Deva, o lasă să treacă, sigur că da. Cum e, de câte ore stați? Seara de la ora 10. Și aveți, v-a dat ceai, v-a dat ceva? S-a dat aseară, da. Mai aveți motorină, mai aveți... Ca norocul că am alimentat la plecare, dar problema e că dacă se termină la termoking motorina, o să fie problemă. Și unde trebuie să mergeți? Unde trebuie să mergeți? Aici aveți instrucțiuni, un caz de ceva. Aveți latura dumneavoastră? Nu știu, avem latura, avem cauciuc. Dacă mergem să luăm remorchier, vă dați seama că... Foarte bine să le... Ne-am băgat aici ca să nu încurcăm circulația, poate să dezapăzească. Păi, zis că... E bine că înțelegeți că foarte mulți dintre conducători nu înțeleg chestia asta și chiar e în sprijinul nostru să așteptați până să dezapăzească lucrurile și apoi să... Dar dacă ar fi... poate circula... Tirurilor le va fi permisă deplasarea după ce circulația va fi redeschisă pe drumurile din sudul țării. Codul portocaliu este valabil până mâine la ora 2. Totodată și pentru județul Hunedoara a fost emisă o avertizare de cod galben de ninsoare valabil până mâine, 14 februarie, la ora 2.